să vă fie de bine cu duminicăteasă. Zilele care au trecut până astăzi, astăzi Evanghelia despre tânărul bogat. În fiecare ea, duminica 12, adică duminica mare, știm Evanghelia asta și de câteodată ne mirăm, deși ele se repetă toată vremea. În fiecare an, da, la anumite intervale, aceleași Evanghelie, pe care noi le cunoaștem de acum. Noi cunoaștem conținutul lor. Conținutul o cunoaștem, dar de făcut nu-l facem. Dacă de atâta ne pune Dumnezeu să vede pe calea asta vieții noastre, de la copilărie până la moarte, pe drumul ăsta vieții, aici eu mă gândesc, Evangheliile astea duminicale, care citim noi și care ne amintesc toată vremea unul și același lucru, ele sunt ca niște semne în circulație, care șed pe drum și îți arată că aici ai cotitură, acolo trebuie să hrănezi, acolo e seama de asta, acolo e seama de asta, iată așa sunt ele. Deci ne amintesc despre ce? Foarte simplu a spus Hristos. Spune Evanghelistul Matei, că a venit un tânăr la Hristos și a zis, Doamne, ce să fac eu ca să moștenesc viața de vieți? Și eu când vorbim de asta, câtă vreme gândesc la tineretul nostru, la oamenii noștri. La cât de des ne punem noi întrebarea asta? Și dacă ne-o punem în genul de întrebarea asta, odată. Și aș putea eu să fac, pentru că viața se termină odată și odată, chiar dacă sunt din 10 ani sau 20 de ani, dar noi suntem de acum 60 de ani, 70 și mai mult, da? E odată se termină. Și după asta așa să fie. Și trebuie să fac eu, ca după și mi-a dat trupul în mormânt acolo, mă duc și mă acoperi cu pământ, sufletul meu, care e nemuritor, să nu se piardă. Dar să aibă altă viață cumva, pentru că Scriptura și Dumnezeu ne învață, va fi altă viață. Ce ar trebui să facă pentru viața de pentru viața și ea? Și așa m-a întrebat și tânărul ăsta, fiind Hristos, care era bogat, tânărul era bogat, avea bogăție. Și Hristos i-a spus lui, fă poruncile, care porunci? Care scrie Scriptura? Nu fura, nu ucide, cinstește pe tatăl tău, nu faci adulter, nu faci curvie, cinstește pe tatăl tău, pe mama ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. El a zis când a ăsta, eu le-am făcut astea. Și îmi lipsește. Și atunci Hristos a spus, dacă ai făcut toate acestea, du-te și vinde averea ta pe ceai, dă-o la săraci și vinde și urmează. Și el nu a putut să facă. S-a dus între stat pentru că s-a scârghit. El nu a putut să facă lucrurile astea, să-și vândă, că era foarte bogat, de bogății și îi părere rău de asta. Da, iată asta. Dar eu mă gândesc și la altceva, că el și poruncile care înainte le-a numărat Hristos, el cred că nu le împlinie așa cum scrie legea. Pentru că zice, să nu furi, să nu ucizi, să nu faci adulterea, asta da, poate. Asta poate cum face. Să iubești pe tatăl tău și mama ta, încă da, mai face. Dar de aproapele tău ca pe tine însuți, asta poruncă noi nu facem. Că dacă el avea bogății, înseamnă că el ori pe sine se iubie, ori pe aproapele. Deci nu poți și una și alta. Dacă iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, înseamnă că bogăția aceea care o avea el, el trebuie să o împartă la cei săraci. Sau la aproapele pe care îi iubești ca pe tine însuți. El nu făcuse lucrul ăsta, nu făcuse. Deci lipsează zvenouul ăsta aia deja din asta. Și s-a dus scârghit. Cât părinții bisericii, toată istoria bisericii învață că în rai n-a să fie puțin. Tătă puținul sunt aici. Încă Alexandru Macedon, când a murit, a spus, dacă să crem eu, să făcesc două găuri și să scoteți mâinile afară, să vadă că eu nu eu împărăția la Evadia Împărăției, era Imperiul. Imperiul, aproape toată lumea era cei buni. Și-a spus, să vadă toată lumea că eu nu eu nică cu mine acolo unde mă duc. Încă el. Și părinții tot învață că în rai nu va fi avuție. În rai poate să fie numai dragoste. Dumnezeu este dragoste. Definiția Dumnezeu asta este. Încercați să-L definiți pe Dumnezeu cum vreți, puteți spuneți că El este atotțăitor, că este atotvăzător, că este puternic, că este peste tot și altele, dar cele potrivite definiția lui este că Dumnezeu este dragoste. Din dragoste l-a făcut lumea, din dragoste l-a făcut pe noi. Din dragoste toată lumea asta o ține așa păcătoasă cum este ea. Din dragoste El pe unicul Fiul, pe Hristos, l-a trimis pe pământ și nu mai trebuie să mai departe, să mai deșifrăm. De-am văzut că Fiul, a doua persoană a Sfântului Treimii, Iisus Hristos, ea din dragoste și-a dat viața fiind fără de păcat, neavând nici o datorie față de noi, dar noi avem față de datorii. Deci așa dată viața ca să ne răscumpere pe noi, prin moartea sa pe cruce, pe toți și se ducă în rai.
Și pasă-ne la tine, au spus, faceți aceleași legi, care la Moisei. Nu faci aproape lui tău și nu-ți faci ția. Și mai departe, în fericit. Fericit cei săraci cu Duhul, ca acela, întoarce ne la bogați la săraci. Cum o zis? Fericit cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția celui. El o zis, dar cum sunt în împărăția celui? Cu bogății nu poți intra. Fericit cei săraci cu Duhul, ca acelora este împărăția celui. Și prin toate celelalte părinte la Hristos, pentru ca să întreb împărăția asta în liber. Liber, de bună voie, fără de a supune la biserică, tot nu te cheamă, nu te duci nimic din guler, să te vâri aici. Credința tot o poate vâri nimic cu desila. Doar în copilărie noi suntem datori ca părinți să educăm copiii noștri, pentru că fără credință e foarte greu să trăiești. Fără credință, atunci când vine o ispită, o încercare în viață, omul se puticnește, el nu știe ce să facă, se pierd, oamenii se pierd. Își pun capăt zilelor, să aruncă sub mașini și multe, multe alte lucruri care nu le pot suporta și pe care nu le face un om care are credință. Pentru că așa care are credință, el nimic el știe că nu-i tot în coia mea și al tata și al mama, dar mai este sus Dumnezeu. Și el are grijă de mine mai mult decât tata și mama, pentru că tata și mama moare. Dar el rămâne cu mine toată vremea. Iată aceste lucruri, nu le-au însușit tânărul acesta și nici noi pe cum le-au însușit. Noi ne mai punem la întrebare din când în când. Doamne, dar trebuie să ori din fac un ghidul aceștia. Cumva apuc razna, dar apucăm razna în fiecare zi. După ce ne spunem și ne facem cruce și loc ceaiul, apoi, da, ne facem, plătem treaba noastră, dar între treburile este noastră câte păcate admitim noi, câte gânduri rele, câte lucruri unde nu ne vede nimeni, să o putem că nimeni nu ne vede, dar Dumnezeu ne vede doar. Și mai faci, mă apuci de acolo, apuci de dincolo, aici fac așa, dincolo fac așa, mai ales dacă lucrează noi leacă egoismul nostru propriu, atunci noi cred ce în lumea asta îi orientăm înspre noi, înspre egoismul nostru. Nu așa cum spune Hristos, iubește pe aproape tău, că pe tine însuți. Că dacă n-ar fi egoismul ăsta nostru, a noi toți l-am îndreptat spre aproape nostru. Atenția, sănătatea, dragostea, puterea și toate celelalte, am îndreptat spre aproape. Da, avem și noi acolo câteva, doi copii, avem poate un nepot, nu știu cine, și credem și, dar asta nu-i tot. Asta nu-i tot. Cei care șede alături cu tine, amintiți-vă, m-a întrebat pe Hristos, dar cine este, Doamne, aproape de meu? Eu am mai spus asta cuiva, să faci și să iubești aproape tău ca pe tine însuți. Și-a zis tânărul, dar cine este aproape de meu? Și el a spus, el, dar cei care conținesc intima asta, cu samarinea. Da? Când merge un om și-a ochicat la tălcari, și o ușință a rămas să rănit bolnavul ăsta acolo cu mașa drumului și a trecut preotul pe lângă dânsul, a trecut levitul pe lângă dânsul și nu a tras atenție. Și pe urmă a trecut un samarinean și samarineanul și-a pus pe asil, l-a dus la acolo și cu îngrijit dânsul și a întrebat Hristos, ce mi-a fost mai aproape? A spus, dacă i-a făcut nevoie dânsul, dacă așa și voi să faceți. Așa care are nevoie de ajutorul tău, iată acela și este aproape de tău. În momentul ăsta, în momentul dat. Să nu ne avăjim noi cu viața asta, pentru că nici nu luăm cu noi. Să nu ne avăjim că poate Dumnezeu ne ierta, că Dumnezeu e mare și milostiv și noi putem să mai apucăm de aici, de dincolo și la stânga și la dreapta, nu ne avăjim. Pentru că poți să dovedești să te căiești, să te pocăiești, dar poți să nu mai dovedești. Poți să nu mai dovedești să le faci ceva. Și în iad, în rai sau în iad, acolo e prea zâmbetul. Acolo mintea vine la lor. După ce ne-a dat în roacă și sufletul să a ieșit din trupul ăsta, păcătosa nostru, atunci vom vedea toate și vom vedea că am vrea poate atunci să facem, dar atunci nu vor fi mâinile noastre. Capul nu va fi, picioarele nu va fi, numai conștiința, numai sufletul va fi. Dar conștiința e aceeași. Cum ne deprindem noi aici? Deși și vorbim despre asta, de chinul iadului, de fericirea raiului, cum deprindem sufletul aici, așa cum cu deprindere asta ne mergem acolo. Și dacă e deprins ca să fie zgârșit, să fie lacul, să fie avar, să fie pismuitor, să fie cu răutate, să cățeți urâți, cățeți răi pe jur, numai eu îți bun, atunci cu starea, cu dispoziția asta pleacă acolo. Și dacă pleacă acolo, dispoziția asta, rai nu poate să mirească, într-așa cap. Eu nu poate mirească, numai decât va fi în alt loc, dar nu rai. Dar rai vor merge și aia care au avut smerire, care au înțeles și pe tata, și pe mama, și pe aproape, și pe tot, au înțeles că nu numai el trăiește, nu el buricul pământului, numai el e pământul ăsta, dar mai sunt în jurul lui oameni care fix așa vor să trăiască ca și el. Din păcate, nu mulți înțeleg lucrul ăsta. Chiar conducătorii de țară, conducătorii, îngeri, peste tot unde ar trebui să fie, în felul ăsta ar trebui să fie. Și biserica învață de asta. De multe ori învață, spune că cel care este mai mare între voi să fie ca ultimul, ca sluga, spune Hristos. Iată, ăsta e idealul conducătorului. Așa ar trebui să fie conducătorii noștri.
Dar dacă nu e așa, atunci avem ce avem. Iată, avem ce avem. Hai, și una, și alta, și războaie, și prigoane, și boli, și epidemii, pentru fiecare vrea să câștige acolo, spui, să îndosească ceva, niște bani, niște avere, și de aici, de aici, dincolo, de dincolo, și asta tot aduce la haos. Aduce la boală, aduce la... Până la urmă, aduce la boală. Odată și noi să înțelegem că viața grece de acum, când îmbătrânești, vezi că e strâns, dar câți oameni, eu știu câți oameni s-au zămăgit în asta, că au strâns și au adunat. Și primul a chemat preotul și a zis, vai de capul meu și-a făcut, ea că a, mă, atât rămâne, ea că a adunat, n-a dormit nici noapte, a făcut ceea ce, și folos din asta, nepotul e în America, cealaltă e dincolo, cealaltă e dincolo, a, mă, asta rămâne prin drumul, și fac eu cu dânsa, și fac, și mă găsește de mine, să aibă grijă de mine, să mă mormântez, să-mi fac asta, se bucură acolo că-i las ceva, dar, păi și-o mormântat și-o pus-o prăși la mormânt, gata, s-o mântuit cu pamintirea, cred cu asta. Însă neajunsurile noastre, neatenția noastră asta, noi punem accent doar la viața pământească și păcată. Iată mai des noi ar trebui, poate să punem întrebarea asta, că dată Fiul a estat în lista lui Hristos azi. Doamne, trăiesc cu dreptoare. N-ar trebui să mai fac ceva ca să într-o împărăția ta, pentru că mâinii cu oamenii mă vei chema acolo la plădânsa. Mă vei chema în mirul sufletului. Nu cumva am scăpat eu ceva de vedere, dar noi scăpăm, pentru că foarte mult cât vrei, o cheltuim pe degeaba. Viața noastră, chiar pe degeaba o cheltuim. Adică adunăm noi, facem, nu știm degeaba, lucrăm, mușim, facem, dar asta n-are niciun rost. Pentru că piapă, pe altă vine și piapă se duce, fără mâine. Eu cred că noi, cuvintele astea, n-ar trebui să ne des indiferenți și amorțiți. Dar trebuie să prezească noi, iată, scânteia asta a căutării, scânteia asta a interesului, scânteia dragostei față de Dumnezeu și față de oameni, scânteia răbdării, milostivirii, milostieniei, bunătății, smireniei și toate lucrurile astea pe care nu le învață școala, nu le învață în altă parte, din păcate, nici universitatea nu învață lucrurile astea. Apoi, iată, aici noi ar trebui să începem a le practica, începem a le educa noi. Pentru că fără dânsile nu vom putea moștenim părăția lui Dumnezeu. Dar, Doamne, să ne ajute Dumnezeu la cât să astăzi, cu Fiul Hristos. Noi avem ocazie, avem foarte multe ocazii, le facem bine. Le facem și biserica, acum avem și nevoie și pe parte, și la mănăstire, și la sărași avem, și copii europeani poate avem, și bătrâni, o grămadă de bătrâni care se poate singurați în sat. Avem ocazie de a face bine și de a acorda atenție și odată cu asta a ne educa noi. Iată dragostea asta care a spus Hristos, față de sine și față de aproape de noi. Ne ajută Dumnezeu la toți și nevoastră să ajute Dumnezeu la toți Duhul ăsta. N-avem sărbători săptămâna asta. Poate și la săptămână, nu știu când, dar să facem bine sara, ca noapte, pentru sănătate, pentru iertare păcatelor. Dar duminică e tăierea capului Sfântului Ioan, Botezătorul. Duminică, zi de post, dacă e duminică, dar e zi de post, mâncare de post. Tăierea capului Sfântului Ioan. Deci, sâmbătă, sara de cerea și duminică, rugăciunea pentru sărbătoarea asta. Eu astăzi vă dăm Dumnezeu sănătate la toți, o săptămână frumoasă, productivă și cu fapte bune, cât mai multe și cu păzire de păcat. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Dumnezeul nostru.